Salut! Sunt Cristian Burcea pentru cursul Forex, iar în analiza noastră săptămânală, de data aceasta voi face un scurt video pe aur, cu o scurtă analiză tehnică și fundamentală. Din punct de vedere fundamental, de ceva timp așteptam ca aur să spargă zona aceasta la 1295, pentru că dacă până pe 19 decembrie în anul 2018 ne așteptam ca Fed-ul să mărească rata de dobândă dintre 24 ori, să obținem până la 4 rate hike-uri, în momentul de față ne așteptăm la o singură mărire a de dobândă anul acesta, iar dacă Fed-ul are un bias ceva mai dovish, mă aștept ca mărfurile precum aurul, argintul și cuprul să crească. Bineînțeles, asta este doar un bias fundamental în momentul de față, orice se poate schimba și trebuie să fim cu ochii pe știrile economice și pe deciziile Fed-ului. Însă, în momentul de față, haideți să vedem câteva nivele cheie pe aur. Voi începe cu zona de la 1160, care a fost un low important pe data de 16 august, am obținut și un reversal candlestick. Apoi, de la jumătatea lui august până aproximativ pe 10 octombrie, aurul s-a consolidat într-o zonă de 1182 și 1215 aproximativ. În zona aceasta de 1215 chiar urmăream cu studenții mei din grup, urmăream zona pentru a sta o poziție long, având ca target zona de la 1237 aproximativ. Dacă vă întrebați de ce această zonă, unde targetul a fost atins, pentru că este low-ul de anul trecut din decembrie, este o zonă foarte importantă și nu doar atât, aveam și o confluență de rezistență cu acest channel, dacă bineînțeles îl conectam de la aceste high-uri, că puteam să creez acest channel și observăm cum aveam o confluență de rezistență. În momentul de față se întâmplă ceva interesant și vreau să văd săptămâna trecută cum reacționează aurul în această zonă, deoarece este o zonă importantă, avem și aceste low-uri din data de 4 ianuarie, chiar la începutul anului, și observăm că prețul a reacționat foarte bine, aveam o confluență de suport și cu linia de trend conectată din data de 27 august de la aceste high-uri. Iar în momentul de față, aurul a făcut un breakout și peste zona aceasta la 1295. Este practic un pattern clasic unde vedem o mișcare impulsivă urmată de o consolidare și probabil vom vedea o altă mișcare impulsivă după o mică corecție de această săptămână, pentru că am obținut un daily și un weekly close deasupra acestui nivel important. Dacă săptămâna ce urmează aurul ne va oferi o corecție și vom vedea un bullish price action în această zonă de 1290-1295, voi fi interesat să deschid poziții long, având ca un prim target probabil zona de la 1324 aproximativ, pentru că avem aceste high-uri din data de 10-11 mai, undeva și low-urile din data de 30 martie, undeva în zona aceasta. Și bineînțeles, ca target final, high-urile de anul trecut, undeva în zona aceasta de 1356-1357, dar asta deja este un target ambițios și un target pe termen lung, câteva săptămâni sau luni bune. În momentul de față sunt doar interesat să văd cum reacționează prețul în zona aceasta și să văd ce decizie voi lua în funcție de cum reacționează prețul pe analiza tehnică și ce fundamente se vor mai schimba când e vorba de știri economice. Dacă se va întâmpla ceva și vom avea parte de niște anunțuri, atât când e vorba de știri economice sau Jerome Powell va face alte anunțuri sau la fel Trump și foarte că poate să influențeze piața destul de mult, voi fi cu ochii pe aceste lucruri și aurul va închide sub zona de 1295, atunci cel puțin pe termen scurt îmi voi schimba bias-ul și voi deschide poziții short, targetând din nou această zonă de la inițial de la 1285-86 și chiar 1280 în extensie. Însă asta este un scenariu secundar, scenariul principal sunt interesat să deschid poziții long, atâta timp cât taurul stă peste această zonă de la 1295 aproximativ. Dacă vă plac aceste videouri săptămânale, nu uitați să dați like și subscribe, de asemenea puteți să dați și un share, să împărtășiți informația de calitate și cu ceilalți. Eu vă urez o săptămână frumoasă și spor în tranzacționare. Ne auzim curând!